Tu copii zic că voi ajunge. Gândul vine. Mai și 7 copii. E tocmai momentul potrivit să sun pe fratele Călinuț, pe fratele Eugen, să renunț să stai acasă, să mergi la lucru. Ai și o săptămână de lucru. Ai stai și cu copii. Mai că știi ceva, nu, nu. Eu vreau să pierd pentru Hristos. E când străine, vân lateral, rămân stabil. Satana, ești în vis. Mă duc să-mi fac valiza, mă duc să-mi pun Biblia și am să mă duc la aeroport fără niciun act. Că Domnul mă va răpi asupra capului, fratele Eugen. Și ajung cu gândul că mă va răpi Domnul. Zic, Doamne, două lucruri. Cu o oră înainte de să se închide ușile, vreau să primesc buletinul, portofelul. Dacă nu, să mă răpești sau să mă duci în România. Eu așa mă duc la vama. Așa, Domnule, n-am niciunat, duceți-mi. Cu gândul ăsta m-am dus. Mi-au luat acte, valiza, Biblia și m-am dus. Mă aveam puțin. La jumatea drumului între mine și fratele Eugen, primesc un telefon. Aleluia! Primesc un telefon. Frate, ți-ai pierdut actele, da. Ai avut numărul meu în portofel. Mare este Dumnezeu. De obicei le scriu pe caiet. Și un om a găsit actele tale și ți-a dat telefon să te duci să le iei. Ui la ceas. Într-o oră și 45 să ajung la fratele și să ajungem și la aeroport. Dacă stă ăsta, cine știe, că Milano are 40 de kilometri. În mașina nu mai aveam cadatul la frate să meargă în altă parte. Ce fac, Doamne? Zic, Doamne Iisuse, să fie în drumul meu între mine și pun pe Doamne, eu vreau să ajung în drum ce eu merg spre Eugen, vreau să întâlnesc omul ăsta, Doamne. Aleluia! Zic, eu sunt la Famagosta și Romul e un 2 km înaintea mea, drumul care către fratele Eugen. Dau telefon, alo, pronto, sunt Valentin, da, ați găsit-o că da, sunt pe strada Cutare. Păi eu mă aflu aici, ai ești aproape de mine. Și m-am dus pe jos și mi-am luat actele. Slăviți să fie omul și am prins și avionul. Aleluia! Și acum, vântul care bătea lateral s-a dus. Acum e un vânt. Din spate. Peste toți oamenii lui Dumnezeu. Aleluia! S-a oprit vântul lateral. Că toți au avut probleme. Toți au avut încercări. Acum e vântul din spate. Să facem voia lui Dumnezeu. Aleluia! Oh, slăviți să fie Domnul! Aleluia! Trebuie să fim creștini, credincioși, autentici. Cum citim Biblia și cum o înțelegem? Dacă o înțelegem, trebuie să o păzim și să trăim curați înaintea lui Dumnezeu, că niciodată nu vom da greș, că ne păzește mâna lui Dumnezeu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Ori de câte ori peste pocăiți vine talazurile, vine vânturile, pregătește Domnul și biruința! Canopet japro de Sibel Fields, ceva mult timp în urmă, primesc o veste mea. Aleluia! Ajung în fața unui spital, cu unul dintre copiii pe brațe. Lume multă la spital. Am început să strigăm că am văzut că copilul era pericol. Ne-au lăsat oamenii, ne-a dat întietate să ajungem cu copilul. Atâta știm că doctor a luat copilul de la noi, a dus într-o cameră să caute să-i pună perfuzile. Eu am căzut jos, am început să mă rog, soția într-o parte. Și după câteva timp a început vestea, a început vântul rece și vine doctorul și spune, pare rău, copilul a decedat, a murit. Nu mai vezi de astăzi să ai, că inima ți se zdrobește. Cine a trecut prin asta, te zlești puterile. N-am rămas decât să genunchez și să mă rog lui Dumnezeu. Zic, Doamne, Tu ești creator, l-ai înviat pe Lazar. Nu e cum spun doctorul acesta că copilul meu a murit, trăiește. M-a chemat să semnez autopsia. Stăteam acolo pe o bancă și plângeam și mă rugam. Am îngenunchiat.
împreună cu soția și am început să plângem. A trecut 4 ore. Doctora mi-a spus că a trecut 4 ore. Mă rugam și am auzit vocea lui Dumnezeu. Să știți, când vine vântul, se ridic talazurile împotriva noastră. Cel ce a creat cele 4 vinturi din cele 4 colțuri ale pământului, la vremea potrivită, pune hotar vântului din viața ta și nu mai poate să se ridice împotriva ta și împotriva mea, că ne păzește Domnul. Stau pe genunchi și aud vocea lui Dumnezeu. Nu te teme. Eu sunt Dumnezeul tău pentru că m-ai chemat. Am să izbovesc pe fiul tău și am să-i dau viață în dreptul lui. Ridică-te și cheamă-l pe nume. Ajunsează copilul la o cameră unde pun morți. Morcă. Aștepta tăierea și mă ridic după genunchi. Fratele martor aici, din Drăgătești, e la un nivel de tot orașul aproape din cartier, știe lucrul acesta. Și mă ridic după genunchi și spun: copilul meu nu a murit, trăiește. Domnul s-a dus 4 ore de când a murit copilul dumneavoastră. Ai grijă de ceilalți. Am auzit vocea lui Dumnezeu. Vinturile se vor opri. Domnul va da copilul. Și mai așa în șmecherie, doamna, hai să văd dacă există Dumnezeu. Mă duc în fața morții, fratele Maria deschide ușa la morgă și privesc direct pe piatra aia. E o piatră de marmură de un copii, un cerceaf la ochișori. Și merg în fața ușii, mi-o deschide și strig: Timotei, date uși, te oprea. Spus: Timotei, date, ridică-te! Și s-a ridicat copilul la primul glas. După 4 ore din morgă, și a început doctora să strige: există Dumnezeu cu adevărat! Văzut slava lui Dumnezeu! Când m-am uitat pe femeie, i-am văzut părul că s-a ridicat și a început să strige: există Dumnezeu cu adevărat! Cel ce pregătește furtuna pentru tine a pregătit și izbăvirea. Aleluia! Dacă până acum era un timp care a bătut furtuna în viața ta și spui: de ce? De ce lipsește asta? De ce merge pe dos lucrul acesta? Să vadă Domnul ce creștin ești. Cumva te vinzi? Stai în picioare? Te lepezi? Sau întâmpini furtuna și îți aștepți biruința? De care creștin vrei să fii? Vrem din aceea care așteptăm și furtuna. Aleluia! Ce spune Iov când vine furtuna peste el? Când vine focul și durerea? Ce spune soție sale? Am primit până acum bine. Să primim și rău. Era un creștin puternic. Nu era fragil. Să ți se ia familia. Să ți se ia copiii. Să ți se ia animalele, slugile. Și să rămâi integru. Să rămâi curat. Să vină vânturile să-ți ia tot. Să ai o pupă foarte mare, fără leac. Și să spui: până acum primi binele. Și să primești și răul. Când a primit răul, a primit pregătit biruința Dumnezeu. Să nu uitați, frații mei, când trecem prin furtună, avem și biruință. Slăviți să fie Domnul! Aleluia! Mai mergem înainte un 15 minute să ne oprim, facem o rugăciune. Aleluia! Slăviți să fie numele Domnului! Aleluia! Că vreau să ating și punctul cu Iona. Îi vorbește Dumnezeu lui Iona. Plănuiește Dumnezeu în metoda lui de Dumnezeu cum să facă să salveze o cetate mare. O cetate mare care îți trebuia 3 zile pe jos să-i dai ocol. Asta însemna dacă un om merge pe zi, să spunem un 40 merge, 30 mai tineri, merge pe zi. Asta însemna o cetate de 90 sau 100 de kilometri. La 100 de kilometri pătrați, cred că erau sute de mii de oameni care Dumnezeu, în planul său, avea metoda lui cum să-i salvezi. Îi vorbește lui Iona. Acum ajungem la punctul
creștinul nu trebuie să schimbă direcția când bate vântul. Ajută-ne, Doamne. Să acceptăm. Aleluia! Îi vorbește Domnului Iona. Du-te la Ninive! El ce face? Ia corabia și merge la Tars. Știi ce reprezintă Tarsul? În vremea aceea era Tarsul cel mai mare port, unde se făceau cele mai puternice afaceri. Acolo erau seminția lui Dan pe corabii și făceau un negoț cu neamuri. În cântarea de bori găsește asta. Aleluia! Iona schimbă direcția, dar a stârnit furtuna. Când creștinul schimbă direcția de pe calea lui Dumnezeu, poți să produci furtuna împotriva familiei tale fără să-ți dai seama. Și spui, Dumnezeu e nedrept? Ce face Dumnezeu în urmă? Tu însuți îți produci furtuna în viața ta. Atunci când nu stai în planul lui Dumnezeu și nu stai la îndemâna lui Dumnezeu, produci furtuna, se ridic talasurile împotriva ta, omul lui Dumnezeu. Înțelege în seara aceasta lucrul acesta. Domnul vorbește lui Iona, du-te la Ninive. Iona merge la Tars. Și știți care este problema? Atunci când un om al lui Dumnezeu mai stă în planul lui Dumnezeu și se ridică furtuna, nu că lovește doar pe el, lovește și pe ceilalți. Poate spuneți, Valentin, unde este mințirea lucrurilor acesta? Iona se afla pe o corabie. Când s-a ridicat talazurile, când s-a ridicat furtuna, oamenii în disperarea morții au început să strigă fiecare la Dumnezeii lui și el acolo, auzi, nascuns. Au venit oamenii și au spus, măi omule, nu-ți pasă că murim, cheamă-l și tu pe Dumnezeul tău, s-a ridicat furtuna. Aleluia, știți toată istoria. El a știut de ce s-a produs furtuna. Când se produce furtuna, Dumnezeu ne luminează. De ce vine furtuna peste noi? Înțelegem, fraților? Aleluia! Spune, aruncați-mă. Eu sunt problema voastră. E din cauza mea. Oamenii se scapă viața. L-au aruncat în mare. L-au aruncat în mare. Vântul s-a oprit. Aleluia! Că Dumnezeu avea nevoie de Iona. S-a liniștit, aleluia! Vântul din viața ta se va opri când începi să asculți de Dumnezeu. Aleluia! Și stai în planul lui Dumnezeu și stai la îndemâna lui Dumnezeu. Aleluia! Trăiască Domnul! Pare nici peștele mai înțelept decât Iona. Că vine Domnul și vorbește peștelui. Întoarce-te! Cine știe cât timp am făcut. Dar peștele s-a întors din drumul lui și a ascultat de glasul lui Dumnezeu, covenit și a închizit pe Iona și l-a dus la cetatea din Ninive. Aleluia! Și iată istoria, știți că acum a venit vântul Domnului din spate. Cel lateral s-a oprit, cel al frontal s-a oprit și a început să meargă să predice. Aleluia! Încă puțin și foarte puțin cetatea aceasta negreșit